Unul dintre cei mai buni tineri înotători ai lumii, Vlad Stancu, și-a prelungit contractul cu Steaua până în septembrie 2024, în prezența antrenoarei Iulia Becheru și a șefului secției pentru activitate sportivă de performanță, Dragoș Barbu. M-a bucurat foarte mult că am continuat colaborarea la clubul Steaua și cu siguranță vor fi performanțe și mai mari. În vârstă de 16 ani, Vlad Stancu a făcut senzație la campionatul european de juniori care a avut loc în România în luna iulie, câștigând 2 medalii de aur și 2 de argint. Ce urmează pentru tine? Ce obiective ai? Campionatul mondial de juniori și în noiembrie campionatul național în bazin scurt. Sportivul Stelei țintește participarea la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.